niciun... Cred că nici la final nu are, ia să vedem. Nu are. N-ai nimic, e. Nu, nu. Nimic. Ioana Rațiu, de urgență. Rânile aruncă spre boli, tragedii, sprijinite, speriate, resemnate, încrezător șchiopătând, cu bandaje ce strâng, targă după targă, rugăciune după rugăciune. Vine cine pleacă, să treacă trăgând, să moară, în așteptare contează numai așteptările neașteptaților. Glumele pleacă rapid spre nord, altfel decât ploapele din urmă lăsând ușile deschise celor ce nu mai pot să zâmbească după ce închid în sine, se duc și se întorc pașii vinovaților printre dorințe condamnate la tăcere de tribunalele disprețului prefăcut în scamatorie din probabilitate. Vânătăile vor a scăpa bătăile plânsului, cu palmele s-ar contopi și privirile plecate să nu caute printre amintiri sinceritatea statului în picioare, sprijinind umilința precum umbra grijii străpunse de acul, gata să dea sângele prăzii. S-ar putea vorbi liniștit nervilor însșiși la ore de vârf. Întinși la ore de vârf. S-ar putea vorbi liniștit nervilor întinși la ore de vârf, așa cum se revoltă cele care privesc pe cei ce nu văd. Poate azi sau mâine sigur vor trece dincolo și alte și alte cuvinte botezate, clipe răzvrătite, gânduri semănate între sentimente, pregătite de secunde să apere dezamăgirile și să spere într-un miracol plutitor, ancorat, fără dreptul garantat la viață.